Accidentul s-a produs marți dimineață în jurul orei 9:30 pe Serpentina, la intersecția cu calea Cernăuți. Un bărbat din Pătrăuți circula pe strada Cernăuți dinspre Ițcani spre centru și a intrat în intersecția cu Serpentinele fără să oprească la indicatorul stop. Bărbatul a lovit în lateral un autoturism care circula regulamentar dinspre Traian Vuia spre cartierul Zamca. În urma impactului, mașina care circula regulamentar a fost proiectată în gardul unei grădini de pe marginea străzii. Șoferul mașinii care circula regulamentar și două persoane din celălalt autoturism au ajuns la Spitalul Județean Suceava pentru îngrijiri medicale și investigații suplimentare. Șoferul vinovat pentru producerea accidentului rutier este acum cercetat penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.